bărbat în vârstă de 38 de ani a trăit timp de 8 luni o viață dublă, acasă cu soția și în sat, adică gard în gard, cu amanta de 18 ani. Doar că amantlâcul lor a ieșit la iveală când soția i-a prins. Iar acum Alin, pentru că așa se numește bărbatul cu pricina, în loc să se despartă de amantă, a adus-o în casa lui. Numai că amanta, care era gard în gard cu el, avea și ea soț și copil. Ce face soția nemulțumită? Păi soția și-a luat cei 5 copii pe care îi avea în casă și a plecat. Numai că acum bărbatul vrea iertarea nevestei, o cheamă înapoi acasă, însă toate detaliile acestei povești, care a fost prezentată inițial de Dragoș Savin pe bzi.ro, le veți afla imediat. Alături de mine este colega noastră și actriță Ani Crețu. Bine ai revenit, Ani! Bine v-am găsit, bună ziua! Iar acum, în legătură directă cu noi prin Facebook, va fi Maria Pricope, soția care a împărțit până nu demult casa cu bărbatul, dar și cu amanta tinerică, cea care și ea, la rândul ei, și-a părăsit bărbatul și copilul cu care era căsătorită și stătea gard în gard. Bună ziua, doamna, iertați-mă că am uitat cum o cheamă pe doamnă, iertați-mă. Maria. Doamna Maria, bună seara. Maria. Bună ziua. Maria, tu ești, tu ești soția bărbatului Alin, de, cum îi zicem noi. Mogul de Ionuț. Da, dar înțeleg că lumea îi spune Alin. Alin, dar mogul de Ionuț. Ionuț e în buletin. Maria, da. Ai 5 copii cu el. Da. Mulți înainte. Cât, ce vârstă au copiii? Are băiatul 12 ani, fetița de 11 ani, iar încă o fetiță de 5 ani, una de 7 ani și băiatul de 2 ani. Incredibil, să străiască. Toți bine, să sănătoși? Să vă trăiască copiii. Mulțumim. Sunt toți sănătoși, da? Da. Fetița de 11 ani, am avut, când avea 3 ani, am avut probleme la un plămân, a fost internat la spital, la Sfântul Spiridon, la Iași, și a luat un microb și n-a știut. Mm. Am venit acasă și în timp s-a îmbolnăvit. Și acum e bine? Acum e bine, da. Doamne ajută! Să ai grijă să nu-i scoți pe nicăieri în momentele astea, mai ales că ea are această afecțiune la plămâni. Maria, câți ani ai tu și câți ani are soțul tău, Alin? El are 39 de ani, da. Eu am 34. Mulți înainte, 34 Maria. De ani și are 5 copii? Da, mă, da. Eu, pentru mine, tot respectul pentru femeile acestea care nasc și care cresc copii, uite-te și tu, unul după altul, cât de greu e și sigur și cât de frumos este. Maria, nu asta era problema, că aveați 5 copii, pentru că au fost toate bune și frumoase, până când? Până acum, când s-a întâmplat cu vecina de alături. Când a venit vecina? Când s-a mutat vecina lângă voi? 27 ianuarie, doamnă meu. Deci acum, anul ăsta. Mai vecina tinerică, nu? Vecina câți ani are? 17 ani avea. 17 ani avea în ianuarie. Da. Deci acum are 17... A venit 18 ani, oratul l-a făcut la el în casă, la mine acolo. Stați un pic. Dar vecina când s-a mutat, era ea tinerică și singurică sau avea și ea familie? Avea soțul era la muncă. Și are și copil? Are fetiță de 2 ani jumate. E incredibil. Bun. Este, doamnă, deci ce a făcut cu fetița? La 17 ani avea deja fetiță de 2 ani jumate. Fă un calcul. Da. Păi ce vorbeam în alte emisiuni. La 13 ani jumate a rămas însărcinat. Hai de mine și de mine. Și nu știi cu cine încă, că maica, mama ei, o zis că când s-a dus-o ea pe fata, pe mina asta, soțul ei, Adi Moraru, maica i-a spus, îți pur în felul următor dacă vrei să o iei. Cu chestia ei este însărcitat în 3 luni jumate, dacă îți convine, îți convine, dacă îți deci meu acasă. Copilul nu este al bărbatului el, cu care ea stă. El recunoaște, a spus el că e al lui. Foarte frumos din partea lui dacă a făcut lucrul acesta, dar nu este al lui copil biologic, am înțeles. Nu, bun, nu, s-a mutat vecina de 17 ani lângă casa voastră. Da. Tu cu bărbat, cu soț și cu 5 copii. Ce s-a întâmplat în 2 luni de zile? Ce s-a întâmplat? Cum să vă explic? Ei au venit... Părinții lui nu au acceptat-o pe ea. Așa. Nu au vrut-o deloc să trăiască cu ea. Cu oricât din familie de țigan, în fine, părinții lui. Am înțeles. El o luat, nu s-o luat după părinți și o stat în căs. Când într-o casă, acolo unde o stat într-o casă, nu o plăce cică lumina, i-o dat afară, acum s-o mutat lângă mine. Așa. Tot cu chirii o stat într-o casă la cineva. Nu o plătit. Dar o spus în felul următor, să aibă grijă de casă și să... Am înțeles. Și s-a mutat lângă voi. Când a început idila între ea și soțul tău? Iasă primăvară din iunie a început el să umble cu ea.
Stai puțin, ea s-a mutat în care ianuarie s-a mutat? În ianuarie anul trecut? Ianuarie anul ăsta, an trecut. Așa, că nu-mi ieșea la calcul. Bun, deci anul trecut s-a mutat ea. Și? Da. Așa, și prin iulie ce a făcut soțul tău? Prin iulie ce a făcut? A început să umble cu el. Eu m-am depistat în felul următor. Venea cam des la noi, îl invita la ea să... Ba să-l ajuti la un covor, ba să-l ajuti la un... Am înțeles, la diverse treburi. Pretext. Da. Și când ai avut certitudinea clară că ei doi au o relație? Când am văzut că ea tot îl suna. Avea numărul ei și îl suna în continuu. Când pleca soțul ei la treabă, ei îl suna din urma lui. Deci avea 17 ani, soțul tău avea 38, da? Da. Adică da. Dublu plus câțiva ani față de ea. Bun, și el avea și 5 copii acasă. Așa. Ce și ia unul la 17 ani. Da. Și ia unul de 2 ani. Și suna bărbatul altei femei. Așa. Care... Și ce s-a întâmplat după aceea? Când, practic, s-a mutat ea la voi în casă? Anul ăsta, în ianuarie. Așa. În anul 2020. Cum, a adus-o pe fata de 18 ani în casa ta cu 5 copii? Am avut ceartă cu el. I-am spus, tu umbli cu el. Umbli mai mereu cu el. Mi-au mai zis vecinile din sat, ai grijă că soțul tău umbli cu el, sigur. Mie nu-mi venea a crede prima dată. Am zis că nu. Am văzut că ea vine la mine, întreba de el, dar este acasă sau nu este? Am întrebat odată, dar și treaba e așa, zic că e importantă, mare, treabă cu el. Păi zic că dacă era acasă, mergea să mă ajute, nu știu... La un arăgaz odată, că ea scapă că arăgaz gazul. Am înțeles. Și... Dar bărbatul ei ce o zice? Stai un pic, bărbatul ajungem ei... și acolo, stai să vedem povestea. Bărbatul ei nu știe, doamnă, că el pleca dimineața la muncă la 6, vine seara târziu și nu știe nimic. Acu ce zice nimic? Dacă din ianuarie e în altă casă? Stai să vezi povestea, stai așa. Spuneți-mi, când s-a mutat la dumneavoastră? Cum? Pe 27 ianuarie. Da, cum s-a întâmplat? Cum? V-a adus-o în casă, a zis, nevastă, asta e amanta mea, da, și rămâne aici? Eu am spus în felul următor, eu nu mai vreau să trăiesc cu tine, eu trăiesc cu Mina. E gravid în 3 luni jumate și nu puteți să-mi faceți nimic, auzi. Eu acum o aduc pisicii în casă aici, la mine, în casa mea, auzi. Stai un pic, e gravidă și fata asta acum? Amanta? Nu, el a scos acum un motiv, că a venit mama lui să ne iasă, să ne lămurim, să-și vadă de copii și de mine. Și v-a adus Amanta în casă. Dar totuși tu ai copii de 12 ani, copiii astăzi la 12 ani înțeleg foarte multe lucruri, adică înțeleg tot. Cum a motivat el în fața copiilor tăi că el a adus o fată tinerică de 18 ani în casă? Cum? Nimic, el a spus. Eu... stau în camera, m-a separat deja. O zis că tu stai cu copiii în camera asta, eu stau cu ei în camera aia lantă. Păi și cum, noaptea el trecea prin camera copilor și se ducea în camera lui cu ea? Da, da, băiatul de 12 ani dormea în camera unui, dormea el cu dânsa, pe un pat, băiatul pe un pat, cu fata de 7 ani, și el pe un pat alături, lângă ei. Și eu dormeam într-o cameră cu ăștia lantă. Cu toți 5? Nu, nu 5, 3. Bun. 3 dormeam eu. A, și cu 2 dormea cu el? 2 dormeau cu el și cu tinerica? El dormea cu ei pe un pat și băiatul de 12 ani cu fata de 7 ani. Deci este ceva de groază. Dacă am face o telenovelă, n-ar crede nimeni. Ia să spun. Așa, și cât a durat treaba asta? Cât a locuit acolo? Eu când am plecat de acolo, de la el, o mai durat o săptămână. Mai stat și pe urmă o fugit de la el. S-a dus înapoi la bărbatul ăla, o acceptă bărbatul și o luat înapoi că o să-i fata la mijloc. A, așa, și ea s-a întors la copilul ei după o săptămână, care copilul ei era gard în gard cu voi. Nu, stați așa, o sunat, o zis soțul meu, m-a sunat, că o zis că eu, da, m-a sunat și m-a întrebat că și faci și copiii. Și o zis că ei plecată de la nânsul. Era la mama ei, la Gorban. Bun, fii atent aici, Maria, ca să ne înțelegem. Dar ce s-a întâmplat cu fetița ei? Ce a făcut fetița ei și soțul ei care au rămas în casa lor? Ce au făcut? Fetița a rămas la soțul ei, că nu a vrut să o iei. Nici măcar nu era tatăl fetiței, da? Da, deci, da, așa? Da. A rămas la soțul ei și a dus la mama ei și la Gorban și eu a avut grijă și el și-a continuat serviciul în continuare. Deci el a dus-o pe fetiță la mama lui la și el mama s-a dus la mama ei. La mama ei. La mama, la mama ei, că mama lui e în străinătate. Adică la soacră sa cum ar veni. Mm-hmm. Soacra, bun. Da. Și el și-a făcut de serviciu. Ca ea să rămână aici. Păi bun, dar dacă ea s-a întors la soțul ei, a rămas acolo sau s-a întors din nou la soțul tău? Nu, acum iar e la soțul meu înapoi.
ăsta cât ăsta la el, în timpul ăsta cât stătea la soțul ei, îl dădea întâlnirii. Așa, și tu cu 5 copii unde stai acum? Eu stau la o cumătră de-a mea, în casa socrilor ei. Doamne, deci nu este ceva... În Gorban eu stau. Așa, dar tu știi că, de fapt, povestea este așa. Soțul tău, tatăl copiilor, celor 5 copii... Cu una de la Podoleni. Ne-a sunat pe noi la Acces Direct, că noi așa am aflat de poveste. Să spună că el vrea să se întoarcă la tine, dar vrea să rămână și cu amanta. Cum? Nu, doamnă, nu, eu i-am spus. Da, măi, stați un pic. Deci, doamnelor și domnilor, știu că ne acuzați, că vorbim despre astfel de lucruri, dar ele există. Deci, dumneavoastră, vreți să vă arătăm partea spumoasă sau partea reală a vieții? Aceasta este viața pentru foarte mulți dintre români, dintre noi. Aceasta este. Și fete ca această Minodora, cu care vom vorbi imediat la telefon, care are 18 ani, care a născut, a rămas însărcinată la 13 ani și jumătate. Dar noi nu avem voie să vorbim despre asta, să protejăm minorii. Păi, dar statul de ce nu-i protejează pe minori înainte ca minorele să rămână însărcinate? Că despre asta vorbim. Adică, hai ca să nu mai... Noi îi protejăm, ok, nu mai vorbim. Dar să facă și statul ceva, și școala, și să educe aceste fete, să nu mai facă copii la 13 ani. Există zone mari din țara asta, unde educația de bază, ca să fii un om inteligent, cool și să faci bine în societate, în primul rând trebuie să ai o bază educațională corectă. Bun, și dacă ea nu există, nici noi nu avem voie să mai vorbim, da? Ajungem în situația asta, în care o femeie cu 5 copii e nevoită să plece de acasă pentru că nu poate accepta un amantlâc cu o individă de 18 ani care are un copil din flor cu cineva, măritată cu un... La telefon sunt cei doi, Alin, soțul doamnei, și amanta lui Minodora. A, nu, ea nu mai e? Alin, bună ziua! Bună ziua, Alin, ne auzi? Hai să încercăm să restabilim legătura. Deci, Maria, revin la tine. Da. Soțul da. Tău ne-a sunat pe noi să spună că el ar vrea să se întoarcă, fiindcă că e doar și de tine și de copii, dar ar vrea să rămână și cu tinerica. Eu pentru ce am făcut și pentru ce nu am vrut să recunoască niciodată de câte ori am ajuns la Consiliu, la primărie, nu am vrut să recunoască că el umblă cu ea. Și în felul următor am prins în fapt, la acolo, la unii stătea lângă mine, așteptat doamna Mina să plece soțul ei la treabă la ora 6, l-o suta pe meu să ducă la ea și am prins în fapt amândoi, fata stătea pe un nu mai, da, bun, am înțeles la ei cum își făceau nevoie. Am înțeles, gata, vă rog, haideți, vă rog haideți să-i spunem încă o dată bună ziua lui Alin. Alin, bună ziua, ne auzi? Sărut mâna. Alin, cum ai intrat, Alin, în situația asta? Tu, tată responsabil cu 5 copii acasă. Fără să-mi dau seama, fără să mă gândesc. Cum adică, fără să-ți dai seama? Aline, tu ai dublu vârstei fetei alea, da? Plus încă vreo 4 ani peste dublu vârstei. Nu te doare inima de cei 5 copii ai tăi? Da. Ai fetiță de 7 ani, ai băiat de 12 ani, copiii ăștia astăzi înțeleg tot, Aline. Cum le explici tu lor, mă, tată, m-am dus după una de 17 ani. Dar nu numai că le explică. Care putea să-mi de fie exemplu. Fetiță. Da. De și exemplu cum, de ce așa exemplu ceva. Le dai tu? Hai, zi-mi și mie, uite, de ce ai sunat tu la Acces Direct? Dar n-am sunat. Ba, tu ai sunat, că nu te-am sunat noi pe tine, că noi n-aveam de unde să știm de tine. Nu, eu nu, doamnă, nu. Dar cine... Stai un pic. Nu, eu. Dar cine a scris că vrea să se întoarcă la nevastă? Eu sub nicio formă n-a făcut chestia asta. A, deci tu nu vrei să te întoarci la nevastă? Doamnă, nu că nu, dar nu, mai dacă ia de atâta timp, deci 3 luni de zile în care nu mai accepta sub nicio formă să discute, în ce mod să întoarcă înapoi? Păi stai, mă, Aline, dar tu cum ai vrea să accepte ea? Tu te duci când vrei, vii când vei cu vecina, aia își lasă și ea bărbatul o și copilul. O aduci în casă? O aduci în casă cu copiii tăi și dormi în același dormitor cu doi dintre copiii tăi, Aline. Tu te gândești? Aline. Da. Te-au întrebat copiii, tată, dar cine e? Tanti. Tanti mai dă seamă cu noi, așa. Nu te-au întrebat cine e? Nu știa, că a fost o vecină. Și tu ce i-ai spus? Că cine e ea? O știa, doamne. Adică știa că e iubita ta? Și o cunoștea mai dinainte. Da, știu, dar cum ai motivat că ai adus-o la tine în casă, când ea avea bărbat cu casă și cu soț și cu copil? Cum ai motivat? Cum le-ai zis tu copiilor tăi că ai adus o tanti în casă și doarme cu tine? Când în cealaltă cameră dormea soția ta, mama copiilor. Cum ai explicat? Nu-mi imaginez.